Trebuie doar să crezi în tine. Codruț, ca pisicul ăsta te-ai prins de mine. Uite, ca pisicul ăsta, uite așa te-ai prins tu de mine. Tot ce visez, stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vrei. Prin puterea dragostei. Mamă, stă mai conjecte. Sus, stă-mă, lapte. Băi, lapte. Soră nu va fi și lacrimile nu se vor opri. Tot ce visez, stă în puterea ei. Vei avea tot, totul e doar să vrei. Prin ce ai zis, mă, păi tu? Păi eu mă lupt ca să te țin la lângă. Dacă nu lupt, nu te țin la lângă. Tot ce faci, mă? Vei avea tot. Am și o Amira, Amira, te rog și eu ceva. Nu mai dansa. Nu mai fă deșa, nu mai fă deșa pe tomacul gol. Neața, e bine. Care, care? Amira, te auzi? Iubire, spune, iubire. Amira, nu mai fă deșa pe tomacul gol. Nu mai fă pe tomacul gol. Ia, păi, ridică-te și pe ea acum, arată cum trebuie. Se vede, nu? Ai de capul meu. Iubire, nu, numai dacă nu stăpânești. Dacă nu stăpânești treaba asta, nu mai mă, tu, eu doar... Voi mă strigați... Am văzut, am văzut. Amândouă mă strigați pe mine, iubire. Voi amândouă mă strigați pe mine, iubire. Da, pe tine, Codruță, amândouă te strigă. Haoleu. Și par... Nu mă deștept, le vezi că eu strig pe Romeo și Andreea îl strigă. Exact, pe tine. Exact. Eu-s iubire, eu Romeo te strigam pe tine, Codruță, și Alexandra îl striga pe Romeo. Deci eu-s iubire, Romeo-i suflet. Iubirea sufletului. Nu! Nu, mă, tu ești iubirea mea! Mare, vezi, în viața mea n-am întregat. Viața mea, ce n-ai înțeles? Acum, bine. Ce n-ai înțeles? Adriana, ce-i acolo? Judecătorul. Am luat exemplu de la Radu cu femeile. Nu? Ce-ai, Romeo? De ce ești supărat? Macra, mă! Uitați! Ești bun exemplu pe care îl puteai lua Codruță. Azi mi-am luat tricou cu Mariana, uitați. De ce, Mariana? Hai cu râs toată lumea, Codruță. Da. Și eu mi-am luat tricou cu o viperă. Păi tu erai. Ai mucos, Vita. Cu Vita, nu știu că, dar deja erai. Da, mai Radu, dar tu, într-adevăr, ai fost gelos pe acel băiat cu care Cristina... Băiat? Haide, mă, e un domn, Costică. Nu, nu am fost gelos, am și spus. Băi, Radu! Are vreo 48 de ani, nu-i alta. Mare vrăjeală ceea ce ai făcut. Dacă tu ai ajuns să spui că e gelos, se fac până am făcea femeia, n-ai făcea persoană. Nu am gelos pe el. Dacă nu-i dai dat curzi, în momentul când a venit să te pună nas în nas, să stea cu tine sau să te ia în brațe, sau femeia, să te atingă... Tu nu înțelegi că stătea, uite așa, uite așa și uite așa mă trăgea, uite așa îmi făcea. Dacă ești neliniștită, Adriana, ți-l trimit pe Alex să te liniștească un pic, ceai, liniștește-te. Mâine mi-au un tricou cu o maimuță pe spate. Ar trebui să-ți iei cu băiatul din gală un tricou. Dacă mi-l faci tu, eu pot. Așa poate și Alexandra să spună te iubesc.
Alexandra, dacă urci o pe scări, nu mai vorbim de la același nivel. Degeaba urci tu scările alea dacă nu urci în viață la fel. Eu vreau să vă văd fericiți, că aici nu sunteți fericiți voi doi. Aia, adevărul că pe chipul tău să citește fericirea de la un metru. Te-am pus să zici că vorbești cu vedete, da? Tocmai am zis că până facem emisiune, dacă voiam să am treabă cu frânt, cineva aveam. De ce nu-i le întorci, mă? De ce stai și vorbești? Nu, măi, băi, eu îi pun niște întrebări dacă vrea să răspundă. Ce întrebări, mă? Dar tu vorbești când vor alții, vorbește când ai tu chef. Dar voi ce faceți? Ce faceți în ultima perioadă? V-ați schimbat toți comportamentul? Vă simțiți aici? Arătăm iubire! Arătăm iubire! 9 luni de zile a fost doar mahalai și ați țipat într-una și acum v-ați trezit să arătați iubire? Du-te, soro, la Moldova, în Popușoi, unde ai crescut, lasă-mă! Pe tine unde te trimit, în Germania? Să fac ce vreau eu, spre deosebire de alte persoane care au șef! Persoanele care au luat anumite decizii într-un moment dat, care nu le fac cinste, care știu foarte bine că sunt de toată rușinea, vin aici și-ți bat obrazul. Păi tu vii să mă arăți pe mine cu degetul când tu ești mai murdară ca mine, despre ce vorbim? Amira! Eu nu tac în fața lui asta, lume. Nu taci în fața ei, dar te ridici deasupra cuvintelor ei și reacționezi Dumnezeu. Ca o fată civilizată. Păi mă faci asta pe mine că te ești tu, că tu ai staculesă. Dacă cei doi, prin absurd, s-ar despărți, tu ai vrea să te îndrepți către el? E vorba că m-a chemat, am și spus, m-a chemat femeia pe live, să facem live amândoi. Când am intrat, ea deja era pe live. Am scris în continuu vreo 7 mesaje, nu le-a văzut. A început și lumea să-mi dea tag. Ascultă, Radu, tu ești conștient că există foarte multe conturi. Și probabil femeia nu și-a dat seama că ești tu. Nu tu, dar nu mă ajunsem pentru că avea... lumea tag, despre ce vorbim? Ok, îți dă lumea tag, dar tu știi că vin foarte multe mesaje pe live, nu? Știe și el, dar... Ne-a nu vede care prea multe, că e ca... Dar nu e vorba pe aici. Sau că nu ești atent, doar că... Vorbește se iurea. Poate întâmpla într-un moment să nu-ți dai seama. Dar mi-ai dat mai multe mesaje, Radu. Păi am dat mai multe mesaje. Am dat 7 mesaje. Nu le-a văzut, că era ocupată, că discuta... Era nervos, Radu era nervos. Te supărare, vinerte, domnule. Mariana, ăsta nu a fost motivul principal, ok, de acolo... De acolo a pornit totul. De acolo a degenerat situația, nu? Da, pe parcurs ai văzut și tu. Când am încercat să vorbesc cu ea, a început să danseze. Adică cum ai putea? Păi da, urmă, aici ai ție locul de dans acum. Singura chestie la care este ea bună este dans. Ți-am lăsat ție locul de dans acum. Vezi, eu stau aici, nu mai dansez. Mariana, ieri nu am apucat să vorbesc prea mult cu ea în emisiune, ok? Da. Când am ajuns acasă, mi-a dat direct mesajul ăsta. Ce hai că-mi fac și eu duș și după aia ne băgăm la somn? Da, pentru că nu mai pot să apuc la 5 păi când dormim? Noi când ne cunoaștem? Dacă aici, dacă aici n-am putut să vorbim mai mult, da? Unde vrei să vorbim? Prin scrisori? Îți trimit bilețele? Ce vrei să fac? Dar așteaptă și tu, vrei dintr-o dată să cunoști totul despre această femeie? Dar i-am spus, măi, dar i-am spus exact tot ca de la început până la sfârșit. Liber, nu ați vorbit? Fiindcă am auzit-o pe Cristina, că am coborât jos la bucătărie și am auzit-o că vorbea cu tine. Mai am și eu alte chestii de făcut și ți-am zis că nu pot să stau până la vorbim, nu ne cunoaștem. Când vorbim, când ne cunoaștem. Dacă tu te bagi direct la somn, în emisiune n-am putut să vorbim. Tu te bagi direct la somn. Radu, dar e mai să pleci cu mine. S-a băgat la somn și am mai stat vreo 3 ore. Radule, las-o că la terasă vă cunoșteați așa. Ți-am zis că erai în altă conversație. Erai în altă conversație. Da, și ți-am zis că erai în altă conversație. Eu ți-am spus, te las în pace, te las în pace. Mă duc să-mi fac duș, că tu ești în altă conversație. Am arătat cu cine vorbeam. Nu trebuia să-mi arăți, nu trebuia să-mi arăți. Ți-am spus doar că ești în altă conversație. Păi nu e prima oară când îți spui că sunt în altă conversație. Da, dar nu trebuie să mă arăt. Și o familie, cu prieteni, așa și eu, așa și eu. Ăștia care trebuie să vorbesc. Așa și eu, ce crezi? Ce crezi? Și eu la fel, când mă întrebai că ce fac pe WhatsApp. Uite, vorbeam ba cu mama, ba cu sora mea, ba cu X, ba cu Y. Ok, și când ai spus tu, hai că ești în altă conversație, mă duc să fac baie, n-ai așteptat nicio replică. Păi, dar de ce să mai stau să mai aștept 3 minute să-mi dai tu un mesaj când puteam cu alte 10 minute, 13 minute să mă fac duș? Bine, e ca tine, nu mai stați să mă contrazic că vă păi nu, ne contrazicem pe niște chestii aiurea. Da, bine, și tu exagerezi până una alta, hai să zică fratele tău. Eu nu am stat să urmărești ce s-a întâmplat, că nu m-a interesat, dar la un moment dat, eu nu am pe fată la follow, da? Da, mi-a apărut acolo, mi-a apărut acolo o iconiță sus,
că fata a intrat cu tine pe live. A intrat cu ea pe live, care e problema? Deci, mai păi scopul meu în viața asta a fost să intru cu ea pe live și acum poți să mor liniștit. Ai vorbit și prost pe live. Ai vorbit și prost. După aia să primesc 100 de mesaje. Doamne, vorbește Radu, nu știu cum. Ce ți-am zis pe live? Vorbești prost. De ce m-am pus aici? Pentru că e menit să fie aici. De ce? Păi vezi? De ce am făcut? Te-am băgat să-ți bag eu de niște în urechi. Adriana, piciorul. Pa, Marinescu. Să te scobesc. Adriana, arată piciorul, arată piciorul. După aia te scobesc în urechi. Arată-mă piciorul. Scobește-te pe tine, Marinescu, cred că ai multe nevoie. N-ai bețișoare acasă. Marinescu, scobește-te mai bine pe tine, că cred că ai mai multă nevoie decât mine. Să știi că mai era Marinescu, e un pisic de arăta fix ca tine. Pricăjeală îl cheamă, dacă vrei să știi. Adriano, ce mă fată? Ce ai, Marinescule? Liniștește-te! Yes. Ai încercat să-mi bagi rică în familie, dar nu ți-a reușit, înțelegi? Ce cu mesajele tale, cu ce faci? Da, mă, adevărat că și noaptea când dorm, mă, vă visez pe voi. Adevărat, nu mai puteam eu de grijă voastră. Păi când se vorbește de mine și Maria, urli pe acolo. Că ce? Și după aia spui... Bă, e normal la cap! Niciodată n-aș fi fost cu tine, Marinescu, că din câte vă nu ești cu voi. Nu ne înțelege, fii atent. Nu ești cu noi. Fii atent, ascultă-mă un pic. În ce film ești? Și după, încep și de câte tot... ori mi-am dat eu cu părerea despre Maria și Marinescu? Alex, te dai. Atacă că ești cu Adriana. Atacă, să știu dacă nu continui. Atacă cu Marinescu pe Adriana, Alex. Eu zic că și Alexandru are o părere. Adriana, nu-ți dă ce vrei, Marinescu. Adriana, nu-ți dă ce vrei. Dar de ce, să-mi dai tu acum? Nu-ți dă, Adriana, ce? Îți dau eu dacă vreau. Nu vreau nimic, stai liniștit. Da, iau cum încep Marinescu. Alex, atacă. După două zile, ia. Ai încercat tu așa să-mi bagi mie râcă în familie? Și de acolo torocă-i. Păi da, asta încerca să fac. Păi ce, du-te bă și lasă-mă, dacă așa vorbești tu subiectele și așa îți creiești. Adriana, nu se poate să vezi că ai încercat să faci dar nu cred că din bucata mesajelor ăla... Dar tu i-ai răspuns. Adriana, nu-i dai curs cum i-ai răzbate. Da, mă, dar eu zic că în momentul în care el mi-a trimis vocalul ăla, eu i-am scris înapoi, dă-ți cu reveneală, Marinescule. Atât am zis. Dacă tu faci subiecte, e problema ta. Eu sunt real, eu discut. Discut și eu, nu? Eu nu fac. Păi tu chiar ești fake. Leo Marinescule, dacă voi ce ai zis? E părerea voastră. Arție, ce iubesc că ce ai zis acum? Mi-a scăzut și crescut tensiunea, nu știu, s-a dat ram. Eu nu fac subiecte, mă. Eu nu fac subiecte. Tu, tu ești și creator, și Picasso, și Parapalm. Eu nu concep nimic, înțelegi? Ăsta aici că nu-s pregătit. Tu zici nu știu ce acolo. Nu uitați să dați subscribe pentru a vă abona la canalul nostru de YouTube. Dacă vreți să vedeți mai multe clipuri video, puteți da click aici sau aici.